112, ce urgență aveți? 112, ce urgență aveți? Vorbiți. Centru de creație, nu știți strada, domnul? Da, la ce etaj, doamna, se află? Sunt Ghinda Cristina, lucrez de One Shop la serviciu 112. Cum am deschis apelul, întreb de unde este automat, fiindcă pe parcurs apelul poate să se închidă, dar tu măcar ai adresa unde se află. N-are importanță ce e acolo, tu poți trimiți ambele echipaje, chiar ambulanță și poliție. Cum, îți iei responsabilitatea pe tine că ai trimis am două echipe. Și după asta merge orașul, localitatea, ce s-a întâmplat, cine este persoana, anul nașterii și cine a telefonat. Asta sunt întrebările de bază care le punem noi. Persoana care sună la noi, el are nevoie de ajutor și noi înțelegem că doar noi putem să ajutăm. Violență în familie foarte des se întâmplă, persoana poate să comunice, nu știu, poate să comunice doar unde se află și închide. Da, și apoi trebuie cumva să te descurci. Ne uităm, poate are istoric, să vedem, poate în istoric scrie de unde este ceva, de ce să ne aninăm. Sunt cazuri de astea foarte multe. Nu întotdeauna vine localizarea concretă. Poate să fie o oare foarte mare pe hartă în care noi nu putem să o localizăm, fiindcă cuprinde mai multe localități. Și în cazul dat, chiar și cu punctul de reper, noi întrebăm școală, grădiniță, biserică, ceva, un punct în care ambulanța să știe și dumnealor. Ei lucrează cu satele, ei știu punctele astea mai pronunțate. Și atunci ei găsesc, iesă la biserică, la școală, la grădiniță și atunci e mai ușor pentru ambulanță. Este istoric a apelurilor. Dacă este ceva în istoric, apeluri făcute anterior, eu pot să iau date de aici, să transmit poliție, ambulanță sau de cine este nevoie. Din ce aud eu. Dacă persoana plânge, automat eu înțeleg că acolo este nevoie de poliție. Într-o oarecare măsură, noi găsim ieșirea din situații. Trebuie să o găsim. Trebuie să ajutăm persoana, dat fiindcă el a apelat la noi, nu a apelat la altcineva. Când te sună persoanele, ei sunt emoționați, plâng, strigă și tu, într-o oarecare măsură, tu te pierzi. Tu uiți cuvintele care să le spui. Te pierzi. Am avut primul accident rutier cu persoane traumate, primul de la început, m-am pierdut complet acolo. Nu, așa era de la început și puțin tot știam, dar m-am descurcat. Acum este mai bine, cu mult mai bine. 112, ce urgență aveți? Vorbiți. Anul nașterii? ...40-50 secunde. Dar dacă este un caz când persoana poate nu aude, persoanele suicidale, tot stai 20 de minute, odată am stat 20 de minute, până ce au intervenit pompierii, auzeam cum sună la telefon pompierii, la ușă, poliția tot la fața locului și atunci de acum gata. Ei au ajuns la fața locului, eu sunt liniștită că au ajuns toate echipele. Posibilitățile pe care le are acest sistem performant este cel și de localizare geografică, dar și aici depinde foarte mult de telefonul sau terminalul mobil pe care îl ai. Dacă ai un telefon fix și noi avem apeluri undeva la 25% de apeluri de pe telefoanele fix, se localizează pentru că operatorii Moltelecom ne transmit toate datele privind adresa fizică acestui telefon instalat. Da? Și respectiv noi avem adresa dată și este ușor de găsit. Bună ziua! Poliția,
Dar puteți să-mi spuneți la ce preț? De exemplu, dacă sunați de pe un telefon iPhone, da, atunci sistemul permite doar localizarea după antenele operatorilor telefonie. Da? Și atunci harta este una, sau area, suprafața este una desfășurată, largă. Și nu este o precizie anumită, poate avea contur sau pătrat, sau dreptunghi, sau triunghi, în funcție, vă spun, cum antenele transmit acest semnal. Și de obicei, dacă mai sunt și careva obstacole, pot apărea și unele probleme în localizare, dar atunci când telefonul este mobil, aveți cartelă și atunci este indicată și adresa dumneavoastră, se face mult mai ușor. Cel mai simplu este pe telefoanele Android, o versiune așa, de la versiunea 2.3, se face o localizare cu aproximație de până la 50 de metri, dar ei personal, fiecare, au posibilitatea să discute cu psihologul când au anumite situații și chiar dacă nu rezistă, cum a spus unor, sunt atât de stresante, sunt și zile stresante și ore stresante, ei au posibilitatea să aibă asistența aceasta de psihologică. Apeluri preluate pe zi sunt minim 10.000, maxim 12.000 de apeluri preluate. Un operator poate să ajungă la o maximă de 500 de apeluri în tură, ceea ce este indicat, deci numărul de apeluri totale intrate în fiecare clipă. Deci avem o repartizare pe serviciile de urgență specializate. La moment avem cazuri de ambulanță 909, cazuri de poliție 281 și cazuri de pompieri 51. Această medie este păstrată pe parcursul întregii zile. Majoritatea cazurilor sunt de ambulanță, sunt undeva peste 75%. Pe ce stradă vă aflați, doamnă? Dar unde sunteți, în policlinică sau în spital? Ce s-a întâmplat? Bine, domnule Leonid, cazul dumneavoastră a fost preluat.